guys, astăzi ne vom juca Microwave Dinner, un joc care a fost foarte popular într-o perioadă, are 4 milioane de vizite, doar că eu, cum să vă spun, am aici o listă și cu lista asta trebuia eu de fapt să vă fac niște clipuri cu Roblox, dar asta este o listă făcută de, cred că, vreo 3 luni. Și acum, după cum puteți observa, este numai un server cu 4 persoane. Dar nu e problemă că îl umplem acum cu abonații noștri. De asemenea, nu uitați să dați un subscribe pentru a atinge suma de 100.000 subscriber până în 2024. Un like pentru că, la fel, ne-ar ajuta foarte mult dacă ați da pe butonul de like să strângem măcar 1500 de like-uri. Să intrați pe Instagram-ul nostru pentru că postăm aproape în fiecare zi, ori pe story, ori la postări. Și măcar să fiți la curent. Oi, cu poveste? No way! Chat! Uite ce drăguță sunt, am văzut că pot să-mi fac și hăinuțe. Bă, ăsta nu mai este Roblox, chat! Cred că trebuie să fac un tutorial. Ok, suntem la un port. Păi și ce facem? Ești copilul nostru, trebuie să te protejăm. Te conducem undeva, la grădiniță, la școală. Uleu! Aaaa, no way! Na, noi tocmai am intrat în copil. Deci noi intrăm în... în frigider. Putem dărâma astea? Nu putem. Bun. Deci mergem atunci a... Ok, nu pot să împing nici cutiuțile. Deci asta înseamnă că trebuie doar să ieșim, nu? Și ce facem în frigider? What is this? Trebuie să colectăm ceva pulpițe? Eu acum tot ce înțeleg este că trebuie să... Pulpițe! Aha, ok, bun. Gata, am înțeles. Deci noi trebuie să colectăm pulpițele și după deschidem chestii. Player! Player! Păi stai, și playerii mănâncă pulpițele? No way, pe bune? Uite acolo pulpițe, putem înota? Normal că nu putem, pentru că suntem microwave. Uite pulpițe, ok, deci trebuie să colectăm 60 de pulpițe ca să deschidem. 250? Bă, ce se întâmplă aici? Ok, trebuie să colectăm 80 de pulpițe. Până acum avem 20 de pulpițe. Așa, putem intra în căsuțe? Nu putem. Am văzut că poți să împingi. Opa, avem pulpițe pe... Oh, ia uite ce animație avem aici. Oh, stați așa, e Roblox dotat. Na, chat, e prea mișto jocul ăsta. Păi bun, hai să colectăm pulpițele și să vedem după ce se întâmplă, ce este de fapt în căsuțele alea. Ia, hai să vorbim cu Blob, Kid Blob. Hey robot, yeah, you of yours. Ce? Ce rost, mă? Cu problemă, even zip. Avem aici o șmecherie ca să putem traversa marea. Mă rog, apa. Păi și cum facem? Wow! Putem să ne transformăm în mașinuțe! Na, că e prea mișto și putem băga viteză. Aha, deci zicea că... Opa. Deci zicea că trebuie să mergem cu rotița pentru ca să... luăm viteză și după ce luăm viteză, putem traversa marea, nu? Așa a zis. Bun, hai că am înțeles ideea acum. Bam, bam, bam. Opa! Ia uite, și aici ce facem? Trebuie doar să luăm pulpițele de aici. Deci ne-am chinuit să facem parcurs pentru ca să ne luăm pulpițele. Nu putem intra sau să ne urcăm pe chestii de aici? Ce era? X trebuia să apăs. Nu putem apăsa pe nimic. Ok. Trebuie să găsim pe aici ceva secret. No, ce drăguță sunt, Andy! Oh my god! Ok, deci pe C ne punem așa, puș. Ok, pe X ne băgăm viteză. Ce mai e? Mai avem și altceva? Double jump. Mai avem și alte butonașe pe care te-a? Ia uite, junk bot. Ce vrei, junk bot? Hei, salut! Aha, de ce ne face upgrade-urile? Ok, deci noi trebuie să căutăm ceva resturi, dar nu știu momentan care sunt resturile. Ia să vedem robotul ăsta ce vrea. Auleu, ia stați așa, chat. Uite, putem să ne generăm o putem să ne facem ținute. Uite, avem o pălăriuță. Uite. Putem să ne facem deștea cu dreaduri. Păi bun, și asta înseamnă că trebuie să ne căutăm zona în care ne punem hăinuțile, nu? Opa, paint. Putem să ne pictăm? Opa, what is this? Chat, ne putem face roz. No!
No! ATM! Bă, ce se întâmplă? Ok, deci dacă vrem să ne facem... Ok, bine. Deci dacă vrem să ne facem rost, trebuie să cumpărăm steluțe și steluțele se cumpără prin Robux. Bă, chat, fiți atenți. Dacă vreți, dacă facem 1500 de like-uri la acest video, o să ne mai jucăm, o să facem o parte a doua din joculețul ăsta și o să cumpărăm un paint roz. Să ne facem microwave roz. Eu zic că merge, da? Dar să facem 1500 de like-uri. Bun. Între timp, hai să vedem care este faza cu pulpițele. Noi acum avem 51 de pulpițe și mai trebuie să mai căutăm pentru că... Da. Avem nevoie de 81 de pulpițe ca să deschidem o portiță. De acolo sus mai este o cutie. Putem urca acolo sus, oare? Trebuie să ne urcăm, cred că, pe ceva. Opa. Avem aici niște pulpițe. Ia să vedem cum putem urca sus. Momentan descoperim. Aha! Ia stai, cred că putem să ne urcăm pe aici. Na! Normal că se descurcă zumii. Cum să nu se descurci? Aha! Ia uite, fii atent, facem acum parkour. Na! N-ai cum să nu pierzi așa ceva! Na! Băi, bun, și acum cum urcăm? Vreau să urc. Nu fi nesimțită. Așa. Ok, avem aici câteva pulpițe. Oh, yes! Look at this! Look at this, yummy, yummy! Bă, acum simt ce mi-e foame de o pulpiță. Da, că am făcut mai multe pulpițe decât trebuia să facem. Mai trebuie să învățăm niște lucruri legate de roboțelul nostru. Și de-abia după o să luăm pulpițele de pe macara. Dar momentan chiar suntem foarte bine cu ceea ce avem. Pentru că, fiți atenți, avem 114 pulpițe. Și asta înseamnă că noi putem deschide... A, uite, aveam nevoie numai de 60. Putem deschide căsuța asta. Ia să vedem ce cu ea. Mâncare! Putem găti sau ce se întâmplă aici? Oh la la! Avem aici restaurant fancy! Damn! Look at this! Uite, avem și pe Bloop care ne gătește, mamă, o ciorbă de aia! O supă cremă de roșii! Mamă, deja am face poftă! Bună ziua, dați-mi și mie, vă rog, o supă cremă de roșii! Welcome to the restaurant! Ok, hai să vedem cine dai! Ok, deci aparent Bloop hostul nostru este cam... Cam confuz, pentru că nu prea am mai văzut prin zona asta un microwave. Ok, trebuie să mergem în bucătărie, din ce am înțeles. Oare putem face ceva în bucătărie? Ia, hai să vorbim cu domnul bucătar. Domnule bucătar, ce putem, cu ce vă pot ajuta? Da, am înțeles. E șeful, și? Ok, cred că trebuie să-l ajutăm noi. Ok, îl vom ajuta să gătească. Ok, fac o supă. Ok, trebuie să punem chestii. Ok, trebuie să luăm varză, pește, carne și cartofi și morcovi. Aha. Ok. Nu mai contează că aparent aparent ne descurcăm. Ne arată jocul ce trebuie să facem. Ok, mai în față. Fără să ne băgăm noi în supă. Woohoo! Stop that. Oh, ok, nu putem pune. Da, are logică. Are logică. Nu facem supă de carton. Așa că punem aici. Păi și cum o desfacem? Oh, ok, gata. Am înțeles. Uite că am descoperit chat. Doar că nu știm cum deschidem cutiile momentan. Dar nu-i problemă. Descoperim. Bam, bam. Ok. Hai să mai căutăm chestii pe aici. X can break. Na, that's so cool. Pot să distrug și cutiuțe? Nu, nu pot. Ok. Ok, deci pe X putem distruge cutiile. Na, vedeți? Vedeți? Descoperim de-abia acum jocul. De-abia acum începe distracția. Bam, bam. Trebuie să facem misiuni și după, fără să intrăm în supă. De preferat. Bun, și acum ne mai trebuie un morcov. Hopa, hopa, stați așa, că totuși văd că avem aici niște pulpițe și o să avem nevoie totuși de pulpițe în viață. Hopa, ia stai așa. Bam, bam. Ia uite pulpițele cum stăteau ascunse de noi. Și uite, și aici avem niște pulpițe. Și cred că trebuie, opa, stai așa, nu mă aluneca. Mai avem ceva zone în care, pe care noi nu le știm? Oare trebuie să urcăm? Nu, nu trebuie să urcăm. Sau? Nu, nu trebuie să urcăm. Trebuie să căutăm niște pește. A, ne-a ajutat cineva. După ce am terminat asta, trebuie să vorbim cu domnul șef, să vedem ce putem face la supă. Păi da, ți-am adus, ce mai contează asta? Hei, alo,
Dar ți-am pus în supă. Ok, hai să vedem totuși. A zis că prin restaurant. Înseamnă că prin restaurant trebuie să... prin restaurant trebuie să mai găsim cele două alimente care sunt un morcov și un pește, nu, chat? Ia să vedem. Avem aici ceva sus? Trebuie să vorbim cu domnul ăsta? Cred că domnul ăsta ne învețe cum să deschidem cutia. Ia să vorbim cu el. Ok, deci ventul ăla poate să cadă în orice moment și trebuie să-l repare. Păi, am înțeles, dar eu nu pot să te ajut, presupun, nu? Momentan doar îmi spune că să am grijă. Am găsit-o! Ok, deci asta cred că este ventul de care vorbește, dar nu contează. Bun, hai să mergem jos pentru că, din fericire, am găsit morcovelul și nu ne mai lipsește doar peștele. Și... drop! Gata, așa că mai trebuie să mai căutăm peștele, care 100% este restaurant. Zice legat de vent ceva. Oare putem să ne urcăm pe vent? Că văd că avem și niște pulpiți acolo. Momentan nu găsesc o soluție. Vom vedea pe parcurs. Hai să mergem totuși pe sus, să vedem dacă găsim și peștele. La pește cred că trebuie să mergem în acvariu. Uite, avem aici niște cutii. Hai să le distrugem. Bam, bam. Și normal că dacă le distrugem, găsim acvariu. Ha! Nu! Trebuie... nu! Nu spune că... nu, dar nu vreau să omor săracul peștișor. Na, l-am efectiv peștișorul viu și... dar credeam că e peștișor înghețat, nu peștișor viu. Nu-mi place așa. Îmi pare rău, peștișorule, dar trebuie să te fac supă. Nu, eu nu vreau, dar șeful zice că trebuie să te fac. Bă, dar nu voiam să bag peștișorul. Îl pun la călit și nu vreau. Mai e și viu, nu-mi place, nu vreau. Chat. Îmi pare rău. Sărăcuțul. Dar altfel nu puteam. Toli. Bun, acum că am făcut și... am făcut și supa de pește, hai să vorbim cu domnul șef să vedem dacă e ok. Dăm măcar bani dacă tot am făcut chestia asta cu peștele. Rip în comentarii, sincer. Nah, it's going to be a delicious soup. Da, pentru că folosim un pește viu. Da, normal, normal, cum să nu. Bubble in the soup. No! Domnul șef efectiv ne întreabă dacă l-am băgat pe Mr. Bubbles în supă. Adică animalul de companie al restaurantului. Asta înseamnă că era un alt pește? Nu! Nu spune că am un nu! Păi înseamnă că mai era un alt pește! Și eu, doamne, am luat peștele de companie al arvoarului. No! Messing with you, it must be another fish. Mamă, a glumit cu mine, dar eu n-am glumit, că eu chiar l-am băgat. Spune-te-o frumos că acvariul ăla nu era acvariul restaurantului, dar era acvariul restaurantului. Normal că am omorât săracul pește, animalul. Doamne, poate nu-și dă seama nimeni. Yay, ne dă o mâncărică. Mulțumim foarte mult. Și cu mâncărica știu că ne facem energie, ce mai probabil. E doar un premiu. Ok. Să sperăm că nu-și dă seama, corect. Nu mai faci nimic, că gata, am plecat. Vă salutăm. Chat! Peștile Bubbles a revenit la viață, chat. Nu mai sunt tristă, gata. Îl avem, nimeni nu-și mai dă seama că... dar nu știu de unde a apărut. E fantoma lui Bubbles, dar nu contează. Bubbles, sper că ne ierți. Dar din ce am înțeles, ai fost o supă bună. Nu știu dacă ești o fantomă și din tristețe te văd, dar eu cred că ești bine. La revedere, domnilor! Nu mai faci nimic aici, gata. Am plecat, nu mai vreau să mai fac nicio problemă. Era copilul lui? Păi nu, că era singurul pește. Era singurul pește din acvariu, nu mai era un alt pește, dacă ați fost atenți. Da, mă, chat. Bă, sincer, la jocul ăsta merită să facă și o parte a doua, așa că vom lăsa pe altă dată.
Și dacă mai vreți să ne facem și skinul roz, să ne facem un microunde roz, nu uitați să faceți acolo 1500 de like-uri la acest video.